O dezbatere nu doar interesantă, dar am reținut dintre principiile dezbaterilor organizate de Ardor, respectuoasă și corectă. Ne-ar plăcea să vedem mult mai mult astfel de dezbateri în mediul profesional, academic, social, public. Ne apropiem de încheierea acestui, de fapt aproape că am încheiat acest eveniment. Proverbul românesc că ce e bun nu e mult sau invers ce mult nu e bun se aplică și în prezent și astăzi. Și aș vrea să încerc să nu să concluzionez, dar să subliniez câteva lucruri care s-au spus astăzi aici. În pandemie, economia a încetinit motoarele, oamenii au avut timp de reflecție și au fost mult mai liberi să-și urmeze propriile pasiuni. După ce pandemia s-a încheiat, unele priorități referitoare la muncă și viață s-au reașezat și acestea au condus la o abordare diferită și față de ceea ce se întâmplă în sfera profesională. Unii dintre cei mai puțin mulțumiți cu ce era înainte au încercat să revizuiască contractul economic, dar și emoțional, pe care îl aveau cu companiile în care lucrau. Unii au reușit. Cei care nu au reușit acest lucru s-au detașat emoțional sau au plecat. Este quiet quitting un trend silențios, așa cum îi spune numele? Sau este de fapt un manifest activ al noii generații care nu-și mai dorește să se integreze în cultura realizare prin profesie în care au lucrat predecesorii săi? Dezbaterea de astăzi ne-a arătat că este un fenomen ce nu poate fi ignorat și care exprimă vocea celor care nu se mai găsesc în principiile și valorile culturii corporatiste tradiționale. Quiet quitting mai poate fi ceva, poate fi să fie și un act de revoltă la adresa lipsei de stabilitate și control asupra oportunităților de viitor. Într-o perioadă de mare incertitudine, aceștia se pot simți vulnerabili în fața unor evenimente pentru care nu au fost pregătiți. Trăind într-o perioadă sau într-o societate aflată în plin boom economic, social și tehnologic. Am vorbit despre performanță, am vorbit despre ce înseamnă o echipă, a fi o echipă, efort discreționar, succes la nivel de echipă și individual. Am vorbit despre a învăța din certificarea greșelii, analizând ce s-a întâmplat și găsind soluții ca să nu se mai întâmple. Am văzut de la Gary Kasparov că munca este talent și acest lucru poate să fie susținut tot de un campion al șahului, de data aceasta Judith Polgar. Poate unii dintre dumneavoastră știți experimentul cu surorile Polgar. Tatăl lor, Laszlo Polgar, a vrut să facă un experiment cu proprii copii în care să arate că geniul este lucrat, făcut și nu născut. It's raised, not born. A avut 3 fete, toate au fost antrenate de mici în șah. Judith Polgar, fiica cea mare, a devenit la 15 ani și 4 luni mare maestru, mai repede decât Bobby Fischer. A doua soră, Jujo, a doua în rankingul mondial. Și asta într-o perioadă în care campionatul internațional de șah se numea campionatul internațional masculin de șah. Foarte interesant. Întrebată cum ați ajuns aici, muncă? 99% sau mai mult. Evident, unii l-au numit pe Laszlo Polgar un fel de Dr. Frankenstein sau Houdini pentru că a îndrăznit să facă așa ceva, un experiment cu proprii copii ca să demonstreze o teorie pe care o avea. Preferințele diferitelor generații care compun mediul profesional sunt diferite. Valori diferite, principii diferite, apetitul de risc, chiar și modul de interacțiune în persoană sau virtual. Provocarea este că în cadrul unei organizații găsim concomitent toate aceste preferințe. Și noi trebuie să găsim, să identificăm mecanismul prin care toți aceștia să conlucreze, să se simtă motivați. O cultură de performanță nu poate să fie o cultură de tip quiet quitting, 50-50, cum ne-a spus Virgil Sănescu. Mi-a plăcut foarte mult ideea de joc. Nu doar pentru că ne amintește de lucruri frumoase din copilărie, probabil fiecăruia dintre noi. În joc te duci de plăcere. În joc nu ești constrâns. N-am auzit o persoană sau un copil să se supere că este trimis la joacă.
În joc te duci cu pasiune, dai totul și înveți. Avem și aici un fel de, poate e mult spus, un paradox al jocului. Generația noastră, a mea, generații poate și puțin următoarea, se bucurau de jocul în persoană, jocul de echipă. Generația mai nouă și foarte nouă se bucură de jocul video. Acum, unde zic că e paradoxul? Dacă întrebi generația noastră, care joc e mai frumos și mai interesant? Jocul în persoană. Dacă întreb generația tânără, care joc e mai interesant? Jocul în persoană. Cu toate că sunt adepții jocului video, dar dacă au de ales, preferă să fie cu prietenii lor și nu singuri în cameră cu prietenii din calculator. Și în BNR încercăm prin toate inițiativele să consolidăm post-pandemie ideea de spirit de echipă, de apartenență la comunitate, de integrare și de aceea investim în tot felul de programe de reziliență emoțională, de inteligență emoțională, team building și mai mult decât atât, lucrăm cu colegii noștri din celelalte 27 de bănci centrale din Europa, învățăm de la ei, le dăm și lor din experiența noastră, astfel încât să simțim apartenența la un sistem. Angajatul este singurul arhitect real al carierei sale. Inițiativa este a lui, iar compania este datoare să furnizeze mijloacele pentru ca el, angajatul, să-și maximizeze potențialul. Cu dorință de învățare, cu curiozitate, cu mentalitate orientată către creștere, un angajat își conturează traseul de carieră dorit. Să realizezi că este viață și după servici e bine, e benefic pentru realizarea echilibrului între planurile personal și profesional. Am auzit o nouă idee astăzi, de la managementul performanței la managementul fericirii. Next level. Însă a te limita la abordarea 9-to-5, cu toate valențele care sunt incluse în această abordare, prezintă un risc semnificativ de limitare a dezvoltării profesionale, a performanței și nu în ultimul rând a satisfacției personale sau a fericirii, dacă îndrăznesc să folosesc acest cuvânt. Un paradox, chiar dacă nu al performanței, și Ana a atins puțin în intervenția ei acest lucru, este acela că generații de angajați care depun eforturi remarcabile pentru a schimba lumea în atât de multe aspecte ale vieții prezente, sustenabilitate, diversitate, schimbări climatice, echitate, nu investesc aceeași energie în a redefini modul de lucru în echipele sau în companiile unde activează. Aleg în schimb o retragere tăcută a energiei pe care sunt dispuși să o ofere în spațiul profesional. Depinde de noi, cei din mediul de business, academic, resurse umane, training, să creăm condițiile propice și să le oferim suportul necesar ca să își poată valorifica întregul potențial. Vă mulțumesc tuturor la încheierea acestei conferințe pentru implicare, pentru participare, pentru atmosfera pe care ați creat-o, la care ați contribuit și vă invit să continuăm discuțiile în sala alăturată, într-o manieră informală, cum spunea colegul meu, Victor Andrei. Discuțiile informale sunt importante, uneori chiar mai importante decât cele formale. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la BNR. Și nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc prietenilor noștri de la Execedu, cu care am avut plăcerea să organizăm această conferință.